Pentru copiii care vor să citească sau să coloreze, dar și pentru bunicii care îi însoțesc în parcul Constantin Poroinanu din Caracal, au fost aduse sute de volume de carte, zeci de reviste și ziare. La cerere, copiii sau adulții care îi însoțesc pot citi în cadrul bibliotecii de vară orice volum doresc. Mi se pare o idee foarte bună să citești în aer liber, mai ales că parcul acesta este foarte curat, nu sunt oameni care îți țipă în urechi, nu te deranjează nimeni și dacă te așezi singur pe bancă, parcă îți vine ideea în minte de a citi o carte. Cei mici pot colora pe fișele pregătite de bibliotecarele de la Biblioteca Virgil Carianopol, își pot face lecțiile pentru vacanță sub îndrumarea acestora, pot citi basme și nu numai copii, pentru că în cadrul acestei manifestări pot și adulții să împrumute cărți. Decizia organizatorilor de a îmbina lectura cu lecțiile de dans, muzică și artă a fost pe placul celor mici. Numărul participanților crește de la o zi la alta, iar bucuria copiilor este din ce în ce mai mare. Mie mi-a plăcut să colorez și să citesc. Mă joc Goku cu aș copii și e un joc de gândire. Cred că ai capturează adversarul câștigă. Ce desenezi? Vreau să fac un mic portret. Și te ajută cineva sau singurică? Singură. Singură, îți place să desenezi? Da, foarte mult. Băieții sunt interesați mai mult de științele naturale, de științele exacte, iar fetele de literatură, de poezie și cam toți își doresc să coloreze câte ceva, să deseneze. Biblioteca de vacanță va funcționa până la sfârșitul lunii august. Prin acest proiect, organizatorii își propun să contribuie într-un mod plăcut la dezvoltarea personală a copiilor.